speranța. Și nu întâmplător era cea mai atacată. Deci era, dar era unul. Deci trebuie să reținem cât de izolată a fost România Liberă și cât de caloniată a fost România Liberă. Apoi îmi amintesc un editorial din Ziar Azi, în perioada respectivă, în care grupul pentru dialog social, în care cei mai mulți care vorbesc astăzi, cred că toți facem pace, așa, deci am rămas în aceleași bani. Vedeți, spuneți că dacă eu mi-aș fi schimbat opinile, eu cred că tot ăsta sunt din 90, deci am trei aici, mă duc cine și-a schimbat opinile. Noi unii am rămas pe aceste principii și luptăm pentru aceste principii. Grupul pentru dialog social spunea un personaj interesant al Mitei, redactor cel adjunct în epoca Ziarului Azi, a răspunsat între timp, scria, este cea mai sinistră coloană a cincea care a funcționat vreodată pe teritoriul României. Da. Alors, am răspuns atunci la respectivul lui... Și formule mai simple. Vizuina lupilor. Vizuina lupilor. Și se scria GDS, era GDS și era, GDS și așa mai departe. Deci grupul pentru dialog social a jucat un rol extraordinar de important și eu cred că îl joacă în continuare. Revista 22 a fost în acele momente poate cea mai calumniată alături de România Liberă. Acestea au fost centrele calumniei. Ce s-a petrecut în acord cu ce a spus mai devreme și Andrei și a spus la antevorbitorii, eu cred, de fapt, că s-a făcut cea mai formidabilă mobilizare a resentimentului social de la nivel, de sus în jos, de la cel mai înalt nivel. Deci asta a fost, deci a fost practic, mineriatele au reprezentat organizarea socială a UBI. S-a mizat pe ură, s-a organizat ură, s-a instilat, s-a inoculat ură și scopurile, o să vedeți cea mai important.